Dar spuneți bine, la cameră. E foarte bine ce faceți. Da, mă duc și eu să semnez. Dar gândiți-vă că pe agenda nu e prioritar asta. Acum e prioritar pentru cei 5 milioane de oameni vârstnici punctul de pensie. 45% din salariul mediu brut pe economie. Dacă opoziția face un asemenea de mers, e bine. Dacă nu, e foarte rău. Păi guvernarea v-a promis și chiar a făcut tot felul de creșteri și salariale și de tot felul, nu? La ora actuală, valoarea punctului de pensie este 29%, nu 45%. Am înțeles. Ați auzit? Modificările astea se fac de guvern și de parlament cu o majoritate. Cu asemenea propunere, o să se înscrie toți. O să luați 5 milioane sau poate 6 milioane de înscris pe liste. Așa a câștigat PSD-ul, deci, promițând. Deci, opoziția trebuie să analizeze foarte bine agenda sau doleanțele cetățenilor din România. Schimbarea Constituției se face printr-un referendum care se aprobă de către Parlament, nu prin semnături. Vă mulțumesc. Cu majoritate în Parlament, dar trebuie o majoritate mare, covârșitoare. Asta e o vrăjeală.